Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O premieră, o bancă din top 10 din România a decis să publice salariile în anunțurile de angajare. De aici întrebarea pentru voi în dimineața asta, prieteni, hai să vorbim. Salariile de la angajator ar trebui să fie publice sau nu? Și de ce? 0372069599. Adică în companie toată lumea să știe salariul celorlalți, fiecare să știe toate salariile și ceilalți să știe salariul tău și beneficiile. Ar fi mai bine sau ar fi mai rău? 0372069599, să vorbim chiar acum. Ei bine, ca să vă dau detalii despre banca asta, un dezvoltator software care se angajează la această bancă poate obține până la 12.900 de lei net pe lună, la care se mai adaugă niște lucruri. Deci, mai primește tichete de vacanță în valoare de 3.000 de lei, tichete de masă 20 de lei pe zi, ori 20 de zile încă 400 de lei, program flexibil inclusiv late Monday și early Friday. Aici aș vota și eu, adică ce late Monday ar fi să venim pe la 9:30. La emisiune și facem radio voting și am plecat acasă. Early Friday, practic, la 8 am tulit-o. Zile de concediu suplimentare și posibilitatea unui concediu sabatic pentru cei care au o vechime mai mare de 5 ani în bancă. Deci 5 ani poți să-ți iei concediu. Nu știu ce înseamnă concediu sabatic. În capul meu este an sabatic, dar nu știu dacă ăsta e. Asta e mai mic. E un concediu sabatic. Poate nu e un an, dar o fracțiune. 6 luni să fie? Da. Da. Și știi lucrurile astea. 0372069599. Asta e întrebarea. V-ar plăcea ca la voi, la angajatori, la firmă, la stat, la voi, la serviciu. La serviciu. Toate salariile să fie cunoscute. Să știe toată lumea. Uite, bă, ăsta îl vezi pe ăsta? Ăsta care nu face nimic. Toată ziua taie frunză la câini, are salariu 8.437 de lei net, la care se mai adaugă. Și bonuri de vacanță. Alea, eu de ce n-am bonuri de vacanță? Da. Bonuri de masă, bonuri de nu știu ce. Să se știe. La aceeași bancă, un manager de relații cu clienții poate ajunge la un salariu de până la 7.000 de lei net lunar. Manager de relații cu clienții, la care presupun că se adaugă și alte sporuri, bucurii și așa mai departe. Da, să știm măcar, ok, poate nu chiar nominal. Eu sunt împotrivă total. Salariu, dar măcar salariu mediu? Nimic. Dar de ce ești împotrivă? Sunt împotrivă, de ce? Care e problema? Dar trebuie să știi cum stai. Păi asta este problema. Vezi, aici uneori ignoranța este fericire, știi? Dacă știi ce salariu ai, eu nu știu, de exemplu, ce salariu aveți voi. Și nici nu vreau să aflu vreodată. Și nu te interesează că tu ai salariu mai mare decât noi. Nu contează asta. Am lucrat în companii în care aveam salariu mai mic decât mulți ascultători. Și sunt convins că nu am cel mai mare venit. Și nu vrei să aspiri? Păi aspir pe munca mea. Numai pentru că... Păi da, da, aspir la ce? Pentru că de ce? Să îți obții venit mai mare. Pentru că de ce? Ia. Dacă, de exemplu, afli care sunt veniturile colegilor tăi cu care lucrezi direct, așa, și ele sunt mai mici, te simți prost față de ei. Da. Săracii de ei, uite ce amărâs sunt. Eu nu. Dacă sunt mai mari, atunci te simți prost din nou. Știi? Iar, bă, băiatule, eu sunt ultima curcă plouată. Mai bine nu te gândești la asta, serios. Doi, să... Stai că te ascult imediat, îți dau și argumentul ăsta. Mi se pare că este o lipsă totală de încredere în propriile tale forțe, să vrei să știi tot timpul da, cât câștigă ălălalt, că poate eu câștig mai puțin și pot să câștig mai mult ca ălălalt. Da, mai, dar sunt anumite domenii de activitate unde nu există posibilitatea de a dezvolta neapărat cariera. Uite, să zicem că ești operator ceva, excavator. Da? Nu poți să ajungi un super excavatorist. Păi cum să nu? Vorbești serios? Super excavatoriștii sunt super meseriași. Sunt unii care îți deschid sticla de bere pe șantier. Bine, ok, hai să facem altfel. În orice meserie există operatoare mașină de cusut. Așa. Da? Și lucrezi într-o hală unde sunt 100 de fete care Poți să fii șefa lor. Și poate că unele care sunt angajate de mai mult timp au rămas la salariu X. Așa. Și astea angajate mai de dată recentă sunt pe salarii mai mari că e altă cerere pe piață. Și atunci... Și ce nedrept. A, păi angajat-o pe nuții cu 100 de lei în plus față de mine. Da, de ce? Dar trebuie să știi. Și mai e o problemă atunci când se fac... Să știi că la altă țesătorie se câștigă mai bine, că tu altfel nu știi cum stai. Când se fac măriri de salariu. Știi? De ce a primit nuții? Cum zice Luca? De ce a primit nuții 50 de lei acum? Dacă se câștigă... Eu n-am mai primit de mult. Dacă se știgă mai bine la altă țesătorie, să zicem,
Așa. Și tu ești cea mai bună țesătoare din firma respectivă, fii convins că o să primești, sau să fie convins că o să primească un telefon. Fii serios, să nu te caute nimeni. Cum să nu te caute nimeni? Ești copil în mediu privat, te caută tot timpul cineva. Negativ. 0372069599 n-a primit nicio ofertă de asta. E supărat. Aurel, bună dimineața. Și nici dintre prietenii mei nu am auzit pe unul să l-o bună dimineața, băieți. Uite, salut. Da. Problema e că oricum toată lumea știe și acum salariile la toată lumea. Eu mă jur că nu. Eu mă jur că nu știu și nu m-a interesat niciodată și nici n-am vrut să aflu. Și nici nu vreau să aflu. Ok, clar, opinia mea este că nu trebuie să se cunoască salariile între angajați. De ce? Cauză că, păi, ce spunea Vlad? În primul rând, dacă, nu știu, cred că te afectează pe tine ca persoană. Adică să știi fiecare secundă ce salariu are fiecare. Nu știu, eu personal nu știu dacă aș putea să mai lucrez în regulă. Că e ca și cum suntem la stat și n-avem niciun fel de... Eu lucrez în privat oricum. Da. Unde, stai cu ochii pe ăla și dacă le știi salariile, stai cu ochii. Uite mă, ăla nu face nimic pe banii ăștia, știi? Ăla câștigă mai mult ca mine și stă degeaba toată ziua. Nu face nimic, mă, nenorocito. De altă parte, dacă s-ar ști, probabil că n-ar mai fi toată bârfa asta care acum există, știți? Că acum toată lumea vorbește, dar ăla, știți? Atunci, măcar ar ști tot ce salarii au fiecare și s-ar termina o întreagă bârfă în firmă. Mă, colegi, voi vorbiți de salariile celorlalți? Cum? Voi vorbiți? Nu. Eu nu vorbesc, dar sunt. Eu lucrez pe o poziție de conducere, să zic așa, și... De asta nu-ți combin. Tu știi salariile celorlalți? Am probleme cu colegii care vin să se plângă. Mersi. Singura dată când am știut salariile altora a fost când treia să-i angajez și să le fac oferta de salariu și să negociez cu ea. A fost singura dată. Dar după aceea și uitam. Anda, bună dimineața. Bună, Anda. Bună dimineața! Bună! Părerea mea este că nu este nimic rău în a fi... afișate salariile. Exact. Pentru că, în fapt, oricum, toți colegii știu salariile celorlalți colegi. Cum se află? La țigare. Aha. Vezi, de-aia nu e bun fumat. În mod direct sau indirect. Ia zi tu cât ai. Da, dar unii mint, vezi? Poți să eviți niște situații, dacă ar fi o transparență, știi? Da, să fie certificat cu ștampilă. Că te duci la țigară, vorba ta, și spui, bă, voi știți cât câștig eu și dai în ele, îl pui cu 40% mai mult și dai pe aia peste cap, îți dai seama. Deci recunoști faptul că dacă se află salariile, ai influență psihologică asupra colegilor. Absolut, mai ales dacă nu e... Păi da, dar încă o dată spun, transparența... Uite, bun, și uite dacă mesaj, ar fi, fii atent. Și dacă ar fi într-adevăr, descoperi că salariul tău e cu 40% mai mare decât al celorlalți. Așa. Pentru că, așa. M-aș simți foarte bine, iar ei ar și trebui să-și pună problema ce se întâmplă și să facă puțin presiune să le crească salariile. Aha. Deci nu să facă ceva mai mult. Dar ideea e că să... noi vorbim aici de un sistem în care știi și în piață ce se întâmplă. Adică... știi, bă, nene, păi firmele sunt diferite. Redactor sport. Da. Na, o dau așa, fiți atenți. Un redactor sport câștigă la postul cu tare atât? 5 lei, la ala 6 lei, la ala 4 lei și eu câștig 8 lei. Deci sunt foarte mulțumit, stau liniștit. Dacă nu știi nimic, habar n-ai, nu știi. Mergi numai pe zvonuri de alea, cam cât se ia pe acolo. Dom'le, vezi că acolo se iau 10.000. Băi, foarte multă energie consumată cu aflarea salariilor celorlalți în condițiile în care, de fapt, ar trebui tu să știi cum să-ți obții tu un salariu mai mare. Dar cum te poți evalua? Cum adică cum te poți adică evalua? Cât e salariul? Care e media? Ia încearcă. Eu asta în piață spun, și o să vezi. Că nu ar trebui date salarii nominal, stai, dar un salariu mediu într-o companie... Da. Te ajută să te orientezi cumva. Mediu nu spune nimic. Tu ești, de exemplu, singurul redactor de la secția sport. Atunci să se publice salariul mediu. Alexandru, bună dimineața. Salut, Alex. Salut, bună dimineața. Da. Oricum se află salariile, dar lăsând deoparte micii antreprenori de la 21 de angajați în sus, din câte știu, e obligatoriu contractul colectiv de muncă. Da, ăla stabilește așa niște plaje generale. Salariul este cunoscut de către toți semnatarii. Da, stabilește niște plaje, dar prin contract individual poți să negociezi după aceea, să-i mai dai primă, să-i mai dai una, să-i mai dai alta. Corect, dar oricum se află. Se discută între colegi și nu se produce decât bârfă. Da, uh-huh. Colega de ce, dar colega ce face, că eu așa, că eu pe dincolo. Eu cred că ar trebui să se știe și să fie o transparență mult, mult mai mare. Uh-huh.
Și de ce crezi că nu e lege să se publice toate salariile? Care e motivul pentru care nu se face asta? Na. Nu mă mulțumim. Hai mai departe. Stai că mai e și Sorin. Îl lăs și pe Sorin și încheiem. Bună dimineața, Sorin. Salut, Sorin. Salut, Sorin. Am auzit? Da. Da, da, da. Eu pot să vă zic că scurt și la obiect două situații în care am lucrat într-o multinațională în care, într-adevăr, salariile nu erau afișate pe persoane, ci exista o grilă. Da? De exemplu, dau grila A de la 800 la 1000, grila B de la 1000 la 1500, înțelegeți, da? Da. Am pornit pe grila cea mai mică, cu timpul am tot avansat și am ajuns la o grila maximă, da? Peste mine mai era, să zic, manageri, directorii, care acolo puteam să zic eu că mă situez doar pe F. Eu doar la F am ajuns. Mm-hmm. Mai sus de atâta nu puteam. Okay. Dar, nu știu, având în vedere că știam grila, păi știam pentru ce trag, pentru ce poziție și câte mult trebuie să mă duc să ajung acolo. Mm-hmm. A doua situație, recentă pot să zic, am avansat la locul de muncă, am discutat un salariu cu șeful și cu doamna de la directoarea de la HR. Au trecut cele, în ghilimele, cele 3 luni de probă. Și m-am dus să văd, zic, trebuie să semnăm un act adițional de mărire de salariu. Și vine și îmi spune, îmi pare rău, nu vă încadrați pe grila de salarizare. Dar de fapt acea grilă de salarizare nici nu există în firmă. Am înțeles. Da. Păi eu zic că ar trebui să votăm dacă să ne facem publice salariile între noi aici în emisiune. Sigur că da. Da. Și eu votez împotrivă și nici nu mă interesează concursul, nu mă înscriu. Tu cum votezi? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.